Salut! Eu sunt Marius de la Magic5. A trebuit să trag încă o dată acest intro mirobolan, deoarece lui Dorian i-a sunat telefonul cu un ringtone pe care n-am putea să-l punem pe YouTube. Alminter a venit ataie și-ar băga un copyright infringement din ăla adevărat, astfel încât ar fi trebuit să dăm video-ul jos. Drept urmare, Dorian a plecat, nu mai avem ringtone, deci bine ai venit la un nou episod din Învață Programeza împreună cu mine de la Magic5. Astăzi, pentru că ți-am povestit în episoadele trecute ce anume este acela un CMS, astăzi am să-ți povestesc despre ce înseamnă o dezvoltare custom. Custom as in West Coast Customs. Se știe, West Coast Customs. O dezvoltare custom presupune că nu te duci în mediul online și găsești ceva prefabricat. O temă, un CMS, un modul, un plugin, un whatever, ci efectiv ei 10 colegi sau câți poți, care sunt foarte pricepuți în ale programării și același modul, temă sau whatever, te apuci și o redezvolți de la zero. Adică ce faci? Scrii cod. De câte ori o să auzi un programator sau un web developer că o să-ți spună: hei, website-ul tău te costă de 10 ori mai mult să-l faci decât la gigelul care îl face cu 100 de lei pe șanț? Înseamnă că, și pentru că ți-l fac custom, înseamnă că omul acela își va pierde foarte multe ore, foarte multe nopți să dezvolte ceva ce va funcționa fără cusuri, tot timpul, nu va avea nevoie de mentenanță și, foarte important, se va încărca extraordinar de rapid. Acum că ai aflat ce este aceea o dezvoltare custom, dă repede telefonul Andu. Hai, pa!